Salut din nou, aici Andrei Roșu, creator și prezentator al programului 42 ca Roșu de la Canapea la Maraton în 4 luni. Astăzi voi încerca să răspund unei noi întrebări primite. Care crezi că este alimentul care nu trebuie să lipsească din ziua unui alergător? Ar fi simplu să existe un singur aliment pe care să-l iei și să ai asigurat tot ce trebuie și gata, poate chiar o pastiluță așa ca astronauții sau o hrană în tub și să fie totul rezolvat. Din păcate nu este chiar atât de simplu, nu este nici complicat. În resursa video în care vorbesc despre nutriție, în programul 42 ca Roșu, am detaliat care sunt alimentele, care sunt principiile care stau la baza alimentelor respective, a nutriției respective, așa că nu voi insista aici. Pot să spun sau să punctez ceea ce folosesc eu, ceea ce lucrurile care, alimentele care mă hrănesc. În primul rând, îmi place o vorbă foarte mult și anume că hrana te hrănește și mâncarea te mănâncă, deci nu orice lucru pe care îl iei din magazin și îl introduci în gură, îl mesteci și ajunge în stomac, este neapărat hrană sau îți oferă niște nutrienți. De asemenea, ce am reușit în acești ani de când am integrat sportul în stilul meu de viață, întotdeauna în momentul în care am ceva în farfurie sau în momentul în care mă duc la cumpărături, mă gândesc dacă acel aliment mă ajută sau mă încurcă în ceea ce urmează să fac, dacă are legătură sau nu cu obiectivul meu. Adică mă ajută să am mai multă energie, mă ajută să mă refac după alergare sau pur și simplu e doar ceva care îmi umflă stomacul. Ca principiu, ce am observat că funcționează foarte mult, noi de regulă mâncăm ceea ce avem în farfurie. În farfurie mâncăm ceea ce avem în casă sau în frigider. În frigider avem ceea ce cumpărăm și practic acolo începe munca noastră. Ar trebui sau ar ajuta să avem o listă de cumpărături pe care să o facem nu atunci când ne este foame, ci să o facem la un moment dat când putem gândi destul de rațional și să ne gândim ce obiective avem în perioada următoare și ce nutriție ne-ar ajuta și să punem pe hârtie. După care, sigur, calculăm cantități și mergem la piață sau mergem în hipermarket și cumpărăm ceea ce avem nevoie. În cazul meu, sunt câteva grupe de alimente care nu lipsesc nicio zi. Vorbim aici de fructe pe care le-am împins dimineața. Este prima mea masă de fructe înainte de antrenament. După care, legumele, bineînțeles, multe salate, plante cu frunze verzi, dar și întreg spectru de culori de legume, cereale, aici mă refer la pâine din cereale integrale și paste și orez și așa mai departe. Iar zona de proteine, în cazul meu, este acoperită de tot ce înseamnă păstăioase, deci fasole, linte, mazăre, năut, humusuri de tot felul, ciuperci. Este o varietate mare de alimente pe care putem folosi, așa că să ne acoperim necesarul. Dacă vorbim de proteine, pentru că aici este marea enigmă a multora dintre noi, mai ales când renunți la produse de origine animală, de unde ții proteine? În primul rând, nu avem nevoie de multe proteine. În cazul nostru al sportivilor amatori, care spune că depunem ceva mult efort decât cei care stau pe canapea, o cantitate de un gram pe zi, pe kilogram de corp, este arhisuficient, deci la nu știu, o persoană de 70 de kilograme, 70 de grame de proteine sunt arhisuficiente, ceea ce este foarte ușor de obținut din 2-3 felii de pâine de bună calitate, împreună cu niște paste, niște orez, niște legume. Sunt în ziua de astăzi și băuturi pentru sportivi sau pudre făcute din cânepă, din tot felul de plante, soia bogate în aminoacizi. Așa că eu cred că ne putem descurca foarte bine. În concluzie, te invit cu drag în programul 42 ca Roșu și în momentul în care vei ajunge la resursa despre nutriție, găsești acolo toate informațiile de care am dispus în momentul în care am
înregistrat acea resursă. Oricum, dacă ești la începutul carierei tale de sportiv amator, nu este neapărat nevoie să faci caz de nutriție, să te gândești, aoleo, ce mănâncă, nu pot să încep prima săptămână de alergare până nu am clar un plan nutrițional bine pus la punct. Ești suficient de stresat sau de stresată prin faptul că ai introdus această schimbare în viața ta, că ai început să faci sport sau ai reînceput să faci sport. Nu este cazul să adaugi încă un motiv de stres, de a-ți schimba radical nutriția peste noapte. O să vină de la sine. Corpul îți va cere anumite alimente și va respinge cu siguranță alimentele nocive. Pe curând și poftă bună!